Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se comunică despre cum vor funcționa școlile în perioada următoare. Luna următoare, mă rog, în contextul ăsta epidemiologic, deci spun că din nou puțină confuzie în mesajele publice ale oficialităților, se putea altfel. Și am vrea o discuție, dacă se poate, în dimineața asta, așadar. Știm că vine iar o vacanță neplanificată. A anunțat-o președintele Iohannis, a anunțat-o cum ar veni alaltăieri, pentru luni. Da? E o vacanță neplanificată din cauza pandemiei. Așa s-a întâmplat și în primăvară, când elevii s-au trezit dintr-o dată cu o lună de vacanță în aprilie. De data asta ar fi vorba numai de 2 săptămâni. Nu știm de ce atunci o lună, acum numai 2 săptămâni. Mă rog, ăsta a fost anunțul președintelui. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a spus că elevii nu vor pierde nicio zi de școală pentru că anul școlar va fi prelungit. Nu știm încă exact când va fi prelungit, se presupune că în vară, astea 2 săptămâni de vacanță, înseamnă că se împinge anul școlar încă 2 săptămâni în vară. Dar tot domnul Câmpeanu spune că dacă situația epidemiologică e de așa natură încât vacanța asta ar trebui prelungită, adică cu alte cuvinte, dacă peste 2 săptămâni pandemia e în continuare la cote foarte intense, așa e, foarte mare intensitate, nu se mai prelungește vacanța, adică nu... Rămân astea 2 săptămâni și după aia trebuie adoptat altă soluție. Singura cealaltă soluție este să treci în online. Da. Mie unul, ea mi se pare evident că în 2 săptămâni nu se potolește epidemia. Și atunci de ce mai dai acum 2 săptămâni de vacanță ca peste 2 săptămâni să treci în online și să împingi anul 2 săptămâni la vară? De ce n-ai trecut în online acum? Pentru că în toată perioada asta... Clar că nu e cea mai bună soluție, dar alta nu e. În toată perioada asta când ne-am bucurat că dispăruse, se oprise, se stopase epidemia, n-am făcut nimic astfel încât să fim pregătiți cu școala. N-a făcut nu s-a făcut nimic astfel încât școala să poată fi făcută în condiții normale sau măcar decente online. Eu cred că sensul e de a prelungi școala fizic, cu prezență fizică. Ori da. Dacă dai vacanță, le poți cere profesorilor să-și prelungească cu 2 săptămâni la vară serviciul. Așa. Și peste 2 săptămâni. Să facă școală fizic. Și peste 2 săptămâni acum? Păi nu, peste 2 săptămâni asta e, n-ai ce să faci, că numai când să împingi la vară, că se termină vara, adică n-ai suficientă vară cât să recuperezi ce atât de multă vacanță. Ce se termină vara? Când iau copiii vacanță vara? Pe 15 iunie. Așa. Și, și dacă împingi o lună, să-și pună în 15 iulie. Da. Bun. Și dacă după nu aia... asta e soluția, atunci, dacă nu poți, că bun, ok, nu merge. De ce te mai chinui cu 2 săptămâni? Cu... De ce nu treci în online de la început? De ce faci? Pentru că zic balmeși, balmeși. Domnul Câmpeanu a insistat mereu că vrea să se facă școală cu prezență fizică. Și atunci, luând astea 2 săptămâni, practic e o PIUA de 2 săptămâni, după care, dacă și? Nu se mai poate PIUA, asta e, facem online, că nu o să poți să stai acum la nesfârșit în ideea că o să recuperezi la vară. În 2 săptămâni, cred că, știi cum e, nu obții de fapt nimic. E prea puțin ca se întâmple mai ceva. Mai mult, sigur. Prea mult... și încurci alte planuri da. Ale familiilor. Și tare mie că astea 2 săptămâni rămân cu pauză doar pentru școală și că de luni încolo nu vor fi și alte restricții care să susțină toată... Asta zic și eu. Bun. 0372069599, prieteni care sunteți cu noi pe recepție acum, cum vi se pare această idee, ca să nu-i zic talmeș-balmeș? Deci vacanță cu prelungirea anului la vară, cât o fi nevoie? Dacă e nevoie o lună, ok, o lună. Dacă e nevoie o lună jumate, da, o lună jumate să fie vacanță, să nu se ducă copiii la școală. L-ați auzit pe profesorul Cherecheș ce a spus. Școlile sunt acceleratoare ale pandemiei acum. Nu-i vina nimănui că se întâmplă asta, dar asta este situația. Așa, așa funcționează bolile contagioase de când este specia umană pe pământ. Și tot din vremuri preistorice, oamenii știu ce să facă atunci când se confruntă cu o boală contagioasă. Deci, vacanță cu prelungirea anului la vară sau școală online cu toate dezavantajele care sunt aici. Dar măcar trebuie făcut ceva ca să nu mai moară sute de oameni pe zi. 0372069599. Vă mai spun până sunați, vă mai dau niște reacții la aceste schimbări. Federația Națională a Părinților spune că nu le face bine deloc copiilor să pună iar pauză învățăturii. Mai mult, reprezentanții părinților spun că, și citez, faptul că toți elevii se vor afla în vacanță nu va conduce la o reducere a mobilității, ci din contră o va intensifica. Este această abordare. Copiii, dacă sunt în vacanță, nu înseamnă că stau izolați în camerele lor. Ies afară, se duc la mall, o să fie mall-urile pline, se plimbă, ne întoarcem iarăși. Acum fiecare depinde și de noi, am spus-o și ieri.
Unii sindicaliști din educație spun că mai bine în online. Simion Hancescu, președintele FSLI, a declarat pentru Libertatea că i-a propus ministrului încă din 30 septembrie să se treacă la școala online, dar domnul Câmpeanu a folosit același argument ca și acum. Mulți copii, cei mai mulți de la țară, nu au acces la internet sau o conexiune suficient de bună, ceea ce este adevărat. Din păcate, dar știți cum e, ce avem cu asta de filăm. Sorin e cu noi deja, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Sunt în sistem, adică da, sunt profesor, ca și domnul Iohannis, de altfel, care a mai luat o decizie diletantă. Cred că domnul Iohannis e în alt sistem de ceva timp, dar vă rog să nu fim răi. Vă rog. Ba să fim, era bun doar la meditații pe care și-a luat casele, mai bun la decizii de maximă importanță cum trebuie luate acum. Este o decizie diletantă, și cum am mai spus, cum au fost nenumărate, cum din păcate iau toți cei care conduc România de an bun de zile și n-are cum să ne meargă altfel decât foarte prost. Domnule profesor, o secundă, am o întrebare. Se poate lua o vacanță? Se poate recupera, să zicem, o lună de vacanță în vară? Dacă ar fi să zicem să fie o lună de vacanță. Nu se va recupera, nu se va recupera. Au mai fost poveștile și anul trecut că pandemia durează de ceva vreme. Și recuperarea, când se pierd ore, se face mai mult pe hârtie și din vorbe sau teoretic, orele se pierd. Nu, adică zic, vacanță de o lună acum și se împinge anul școlar, se translatează o lună înspre vară, până când o dura, nu știu, 15 iulie. Nu este o soluție viabilă, mai ales la infrastructura noastră și la temperaturile care sunt din 15 iunie încolo, se coci la 30. O să fie foarte greu, da, și o să mai intervină o problemă. Mulțumesc. Cu cei care se ocupă de turism, cu tot ce înseamnă turism în România, că o să fie aceeași discuție. Aha, deci nu le dați vacanță, noi ce facem? La mare cine vine? Și asta trebuie luată în calcul. Și așa mai departe. Sunt oameni angajați și câștigă pâine din asta. Cristina, bună dimineața! Bună dimineața, Cristina! Bună dimineața! Din Constanța vă spun, da, exact problema care a discutat-o cu turismul, în turism și lucrez. Da. Și anul acesta am avut probleme cu turiștii datorită faptului că mulți vreau să vină mai devreme, dar nu s-a datorită vacanței care s-a prelungit oarecum puțin. Da. Sunt de acord cu școala online pentru că chiar aseară discutam cu doamna noastră dirigintă, fiul meu fiind clasa 6-a și clasa 5-a a fost un dezastru pentru că orele online sunt foarte greu de ținut. Profesorii nu sunt... Da, dar în același timp zici că ești de acord. Dar zici că ești de acord cu școala online. Sunt de acord. Pentru că de câte loc mai bine așa. Uh-huh. Dar îmi doresc din partea profesorilor mai multă colaborare și mai multă dorință de a face școală cu copiii noștri. Pentru că am asistat la o discuție între niște domni profesori și prieteni de-ai dumnealor. Ei, dumnealor, profesorii sunt plătiți, indiferent dacă fac sau nu fac școală, dacă vin fizic sau intră în online, salariile dumnealor rămân aceleași, neschimbate. Da. Tot cei, copiii noștri sunt singurii care sunt în dezavantaj. Mulțumesc. Acum nici nu știu dacă putem plăti profesorii așa ca pe niște agenți de vânzări. Nu cred că merge sistemul ăsta. Mulțumim, Cosmin. Nu, Raluca e cu noi. Bună dimineața! Raluca. Te rugăm. Bună dimineața! Așa cum spunea și doamna din Constanța, de 4 ani încerc să fac din școală un partener. Sunt pentru școală online, din păcate de 2 ani de zile nici profesorii, nici mai mari sistemului, care cred că trăiesc într-un alt sistem solar, nu știu, nu au făcut absolut nimic. Se preferă abandonarea acestor copii, nimeni nu se gândește la ei pentru că ei sunt beneficiari finale a acestui sistem. Inutil să discutăm cine e pro, cine e pentru școală fizică și de ce. Cu implementarea și cu respectarea riguroasă și la stângea normelor de igienă s-ar putea face și fizic, dar românul se pișe contra vântului, mă scuzați. Mulțumesc foarte mult, foarte plastică exprimarea. Acum, să știți că și pe mine mă miră faptul că toată reacția autorităților deja de mai bine de un an și jumătate de când ne confruntăm cu această pandemie pare să fie întotdeauna pe picior, așa, întotdeauna e comportamentul e reactiv, adică vedem ce se întâmplă și vedem ce putem să facem. Când lucrurile pot fi anticipate, în primul rând, datorită acestui dezavantaj istoric al României, care
iată, în aceste condiții se transformă într-un avantaj. Noi fiind mai izolați așa, în partea asta de Europa și de lume, vedem ce se întâmplă la alții ăia mai civilizați mai întâi și noi, e ok, trebuie să vedem doar ce fac ăia și ce se întâmplă la ăia și să ne pregătim. Dar nu vi se pare că mereu suntem așa, ne aruncăm în urma trenului? Cu, mă refer la autorități. În permanență mie și decizia sunt totalmente nepregătite. Ultima comunicare a președintelui, mi se pare că au dat ceva ca să dea. Ia să vedem, hai să trăsesc la televizor. Poftim. Să zic ceva, hai să zicem asta cu școala, punem măști și până vineri vă gândiți voi ce facem de luni. Mulțumim pentru telefoane și pentru mesajele care au venit. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.